Am așezat în poziție lateral stabilă. După o serie de 5 insuflații și compresii, se verifică starea pacientului, și anume puls și respirație. Prima victimă, cea cu arsuri, va fi evacuată și se va transporta la ambulanță. În cazul în care personalul de salvare nu poate să facă față, va cere ajutor publicului. Doar la comanda mea ridic, da? Ridicăm tot, dă-te un pic mai față, mai față un pic, așa. Ridicăm și apoi punem pe targă la comanda mea, da? 1, 2, 3, ridicați! Targa se asigură pentru ca pacientul să nu pice de pe targă. Întotdeauna transportul se va face cu capul înainte. Niciodată nu se va face cu picioarele înainte. Explicația pentru acest lucru este faptul că cel din spate trebuie să aibă tot timpul contactul vizual, să-l păstreze cu victima. Puțin mai bine, dar totuși doare. Vreau să plec, vreau să plec. Nu vă mișcați, că se agravează mai tare sângurile, vă rog. Foarte important este de știut că niciodată nu puteți să interveniți în cazul în care nu știți să acordați primul ajutor. Salvezi doar dacă știi să acționezi. Observați, victima va fi pusă pe targă din poziție lateral stabilă. Totul se face la comandă. Pe tot parcursul transportului trebuie avut grijă asupra faptului că victima nu trebuie lezată. După ce acordați primul ajutor, întotdeauna trebuie transportat la spital. Nu știți ce alte lucruri se mai pot ascunde. În cazul transportului cu targa, primul, cel care transportă targa din față, pornește cu un picior, iar cel din spate cu piciorul opus, pentru a nu se balansa targa. De asemenea, împreună cu victimele, este de reținut faptul că se pleacă cu toate lucrurile victimei. Nu se lasă la locul accidentului obiectele personale. De asemenea, salvatorul poliției împreună cu ultima victimă și cu toate celelalte materiale. Gata, a venit targa. Ilona, se pregătește să-i targa. Targa întotdeauna trebuie asigurată pentru a nu se strânge în timpul transportului. În cazul în care victima este conștientă și nu suferă alte traumatisme, poate să vină în sprijinul salvatorilor pentru a se pune singură pe targă. De asemenea, în zona fracturii trebuie chiar și în timpul transportului ținut ridicată. Se asigură targa astfel încât să nu se atingă zonele afectate. Și de asemenea, pe timpul transportului, o persoană va asigura primul ajutor psihologic. Targa se poate transporta și în 4 persoane, iar cea de-a 5-a va asigura primul ajutor psihologic. Aceasta a fost demonstrația Crucii Roșii Române, filiala Sector 4. Vă mulțumim!